trei ani și jumătate de la pornirea procedurilor de licitație, drumul expres Craiova-Pitești are într-un final constructori desemnați pentru realizarea întregului traseu de 121 de kilometri. Compania de drumuri a anunțat cine va construi și ultimii 32 de kilometri. Lucrările vor fi realizate pentru aproximativ 617 milioane de lei fără TVA de firmele lui Dorinel Umbrărescu. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Proiectarea și lucrările de construcție vor dura 3 ani. Firmele controlate de familia Umbrărescu lucrează deja pe lotul 2, Balj-Slatina, care are o lungime de 40 de kilometri, pe care promit că îl vor da în trafic până la finalul anului. De luna viitoare vor intra în șantier și pe lotul 3, adică pe alți 30 de kilometri. Din 2019 se lucrează și pe lotul 1. Italienii de la Tirana Scavi au în prezent autorizație de construire pentru 80% din cei 17 kilometri pe care iau în lucru. Pentru construcția drumului expres au fost alocați în acest an 760 de milioane de lei. România.